Bun găsit, oameni buni, sunt Laurențiu Botin. Atenție, ne aflăm la 100% tu decizi. Vorbim astăzi la 100% tu decizi despre ascensiunea în politică a fostului primar al sectorului 2, Nicolae Onțanu. De la fierar betonist a ajuns general major, doctor în științe și apoi cercetat penal. A fost timp de 16 ani primarul sectorului 2 și a anunțat că va candida din nou în acest an. Astăzi vă spunem tot ce nu știați despre Nicolae Onțanu, fostul primar al sectorului 2. Omul a dat mereu impresia că este obsedat de imaginea lui. Surse din anturajul acestuia spun că avea mereu în mașină o cască de șantier ca să dea bine la cameră, indiferent dacă mergea la un incendiu, pe vreun șantier sau în alt loc în care erau jurnaliști. De la gradul de caporal în rezervă a sărit numai puțin de 11 grade militare și a devenit dintr-o dată trăiți general. Dincolo de faptul că se pune problema cum a intrat un subofițer de grad inferior în corpul ofițerilor fără examen. Onțanu și-a început cariera profesională ca maestru constructor la grupul 2 șantiere al trusului de construcție al municipiului București. Un tip discret, așa îl descriu foștii colegi, care cred că asta ar fi fost principala calitate care l-a ajutat să obțină funcția de secretar de partid. Cei care îl cunoșteau de când era tânăr au mai spus că viața profesională i-a fost influențată de cursurile de partid ale Academiei Ștefan Gheorghiu. Studiile acestea nu sunt trecute în CV-ul său. În 2007 a obținut doctoratul în administrație publică la Universitatea Leibniz din Statele Unite ale Americii. Universitatea este însă una privată, iar studiile se țin de la distanță. Sunt o felul de controverse cum se acordă titlurile de doctor. În 2010, Onțanu a obținut doctoratul în științe militare și informații la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu. În 2015 a fost suspectat de plagiat în teza sa de doctorat, care se numește Managementul protecției infrastructurii critice. Are 313 pagini și a fost publicată fără bibliografie și anexe, scrie ziarul Adevărul. În 2007 a fost avansat la gradul de colonel din ordinul ministrului Apărării Naționale Sorin Frunză Verde. Un an mai târziu, fostul fruntaș în rezervă a devenit general de brigadă prin decret prezidențial semnat de Traian Băsescu, iar spre sfârșitul lui 2009 a obținut gradul de general major. De-a lungul timpului, numele lui a fost invocat în mai multe scandaluri. S-a descoperit că Onțanu ar fi semnat în 2016 două autorizații diferite, însă cu aceeași dată și același număr de înregistrare pentru construirea Arenei Naționale, cel mai mare și cel mai modern stadion din România. În februarie, Nicolae Onțanu anunța că va candida pentru un nou mandat, al cincilea, la primăria sectorului 2 din partea UNEPR și beneficiind de sprijinul PSD. În ultima declarație de avere ca primar, Onțanu și-a trecut un teren moștenit în voluntari, una bucată casă în aceeași localitate, bijuterii și obiecte de artă cu valoare între 15 și 25.000 de euro. La categoria bunuri înstrăinate, primarul a consemnat că a donat o clădire fiicei sale, Laura Cristina Onțanu. Primarul Onțanu a declarat și două împrumuturi pe care le-a luat în 2005, unul de la bancă de 77.000 de lei și altul de la o persoană fizică în valoare de 35.000 de euro. La capitolul venituri, Onțanu și soția au declarat salarii anuale în valoare de 54.000 de lei și pensii în valoare de 30.000 de lei. Averea a făcut-o însă din retrocedări. Unele dintre acestea le-au atras atenția procurorilor. Pe 23 martie 2016, Nicolae Onțanu a fost reținut de procurorii DNA și apoi arestat preventiv de judecători pentru că ar fi primit mită pentru retrocedarea unui teren de peste 80.000 de metri pătrați. Nicolae Onțanu a fost trimis în judecată în iunie 2016. În iulie 2017, Curtea de Apel București a decis să înceteze procesul penal împotriva lui Onțanu pe motiv că faptele s-au prescris. Toate personajele săptămânii au fost contactate în vederea dreptului la replică și în ziua difuzării acestui material, dar îi așteptăm cu siguranță și sâmbătă de la 19 la 21 în emisiunea Maraton 100% Tu Decizi.